Asum Brașov a sesizat neregulile grave printr-o reclamație oficială adresată Gărzii Naționale de Mediu pe data de 17 aprilie. Comisarii instituției au oferit un răspuns după, atenție, 28 de zile, iar documentul primit de Asum te lasă fără cuvinte. Nu s-a observat existența de deșeuri de niciun fel. Nici depozitări necontrolate de plastice, hârtii, metalice, etc. Cum Dumnezeu este posibil să dai un astfel de răspuns? Este de neacceptat așa ceva. Răspunsul integral primit de Asum de la reprezentanții Gărzii de Mediu este următorul. Nu s-a observat existența de deșeuri de niciun fel, nici depozitări necontrolate de plastice, hârtii, metalice, menajere sau alte tipuri de deșeuri. Singurele depozitări sunt de materiale inerte, cărămizi, molos, betoane, în cantități mici. Așadar, deși există dovezi concrete care nu lasă loc de nicio interpretare, imagini și filmulețe în care se vede clar cum se aruncă tone de deșeuri în acea groapă neconformă, autoritățile închid ochii. Conducerea Asum nu se va opri aici. Asum Brașov o să formuleze plângeri penale împotriva acestor persoane care nu-și fac treaba. Nu se poate, vorbim de viața noastră, această poluare ne afectează pe toți, sub nasul autorităților. Brașovenii sunt de-a dreptul revoltați. Sunt conștienți că acea groapă va avea consecințe grave asupra sănătății lor. În funcție de ce interese au, pătrund peste tot și fac ceea ce nu trebuie. Mirosurile cum vi se par în anumite zone? Sau? Foarte urâte, foarte urâte. Nu mi se pare corect. Are rampă de gunoi, exact. Păi o face aici, legal, deci la marginea orașului, cum ar vei. Că vine mirosul ăla insuportabil. Și plus de asta, e WC-ul public acolo. Păi cine amendează că face groapa de gunoi în oraș? Deci asupra noastră, noi să suportăm tot mirosul și toate este aici. Ce ar trebui să se întâmple pentru ca autoritățile să reacționeze prompt, să nu se încurce în proceduri, pericolul fiind iminent? Iată ce ne spuneau reprezentanții Gărzii de Mediu în urmă cu doar câteva zile. Nu se poate totuși să se aștepte 30 de zile în astfel de situații. Lucrăm la o nouă procedură prin care situațiile acestea foarte urgente care ne sunt semnalate să intre într-un alt regim, să nu meargă până în 30 de zile. Exact. Procedura urmează să fie semnată și se va da pe circuit. Astfel, Brașov TV a sesizat și reprezentantul guvernului în teritoriu. Prefectul Brașovului, Marian Rasaliu, admite că sunt nereguli în zonă și va cere explicații. Avea niște obligații societatea respectivă. În primul rând, să colecteze selectiv, să facă în așa fel încât acea zonă să fie salubrizată, în sensul în care avea obligații de ecologizare și așa mai departe. Lucru care nu s-a întâmplat. La fosta groapă Holcim sunt aduse periodic gunoi menajer, materiale de construcții, metale, aluminiu și tot felul de deșeuri care pot afecta grav mediul.